Salutare! Eu sunt Caradja, iar acesta este tutorialul pentru începători și copii cu numărul 4. Pentru acest tutorial v-am pregătit o piesă care cred eu că o cunoașteți cu toții, se numește Hangul și este înregistrată în original de către Orchestra Fraților Advakov. Eu am mai făcut tutorial la această piesă, dar acela a fost un pic mai avansat, de aceea acum la acest proiect pentru începători și copii o să fac la nivel mai simplu și explicată mult mai detaliat și mai clar. Cei care deja sunt abonați pe Patreon la proiectul Caradja Kids, cel pentru începători și copii, deja știu că orice tutorial complet are 4 secțiuni, deci piesa cântată în tempo, ritmul explicat al piesei, detalierea foarte amănunțită și desigur că direcțiile de arcușe. Iar cei dintre voi care încă nu sunteți abonați pe Patreon, dar sunteți la nivel de începător cu vioara sau aveți copii care studiază vioara și ați vrea să studieze folclorul și piesele după tutoriale făcute calitativ și detaliat, atunci vă aștept să vă abonați pe Patreon. Iată aici aveți un exemplu cum arată aplicația pe telefon și desigur că se poate de folosit și de pe calculator. Pentru cei din voi care nu știu ce este Patreon, pot să vă explic în două cuvinte. Deci este o platformă online care are versiune și pentru calculator și pentru telefonul mobil și care poate deveni în timp un companion online de dezvoltare pe tehnica vioare și pe studierea pieselor. Deci acolo în fiecare săptămână eu postez tutoriale, partituri, negative, diferite rubrici cu exerciții pentru vioară, foarte importante exerciții apropo pentru începători și de asemenea pentru copii și desigur că în aceste rubrici cântăm și game și de asemenea lucrăm la piesele de la tutorial. Deci practic acolo găsiți tot de ce aveți nevoie pentru a vă dezvolta nivelul de interpretare pe vioară. Aici aș vrea să vă prezint structura tutorialului, deci marcajele de timp care vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din el. Și acum, astea fiind spuse, hai să mergem să vă cânt piesa și să vă detaliez. Am plecat! Secvența asta se repetă mai multe ori. Apoi la cu tril cu direcția arcușului în sus. Hai să vedem. Și încă o dată. Iată, a treia oară ne oprim pe si. Să fiți atenți și la accente și alte tehnici de la mâna dreaptă. Hai să vedem.